În videoul de astăzi am să vă arăt cât este de simplu să ne producem singur răsadurile și la ce trebuie să fim atenți pentru a avea răsaduri de calitate. Pentru a ne produce răsadurile avem nevoie de 3 lucruri: semințe, tăvile în care vom semăna și substrat. Haideți să le luăm pe rând. Semințele, ideal să nu le luăm pe cele mai ieftine și să ne uităm pe spatele lor la valabilitate. Să aibă dată de valabilitate cât mai lungă. Văd că scrie closed în 2022. Atunci au fost produse, atunci au fost împachetate semințele. În cazul roșilor este ok, nu scade germinația, dar în cazul altor legume, cu cât sunt mai vechi semințele, cu atât scade rata de germinație. Ok, următorul lucru sunt tăvile alveolare. Tăvile cu alveole. Acum, nu fac reclamă, absolut nimic din ceea ce vă voi prezenta astăzi nu este sponsorizat, nu fac reclamă, nu am nimic de câștigat de pe urma produselor, doar că sunt niște produse care mie îmi plac foarte mult, sunt calitative și vreau să împărtășesc acesta cu dumneavoastră, să vă arăt și dumneavoastră să vă ajute. Tăvile acestea, trebuie să fac loc. E un set de 4 bucăți, sunt luate de la Lidl, undeva la 20-21 de lei. Așa. Sunt 4 tăvițe alveolare, așa. Au 4 capace transparente și 4 tăvi. Ce îmi place la aceste tăvi este faptul că sunt calitative. Plasticul nu este casant, este destul de rigid, este destul de bun și se prezintă bine și pe viitor. Am în urmă cu vreo 3 ani, cred că am luat prima oară și mi-a plăcut foarte mult. Încă am tăvile acelea și se comportă foarte bine. Acum, în cazul în care se întâmplă ceva cu aceste tăvițe alveolare, care ele sunt mai subțirele, puteți ulterior să cumpărați doar alveolele și să folosiți tăvile acestea. Singurul dezavantaj, nu au găuri. Va trebui să dăm noi găuri. Ori faceți cu, ca și în cazul meu, o să vă arăt imediat, cu bormașina, cu un burghiu mare de metal, ca să nu spargă plasticul. O să dau câte o gaură mare sau, dacă nu, puteți cu un creion de lipit, din acela de se încălzește, să faceți câteva găuri sau, efectiv, cu un cui, o țineți cu un patent, un cui, puneți pe aragaz, îl încălziți și faceți mai multe găuri. Cu cât mai multe găuri, cu atât mai bine. Ne va ajuta mult pe partea cu udatul. Am să vă arăt, când ajungem la partea cu udatul, am să vă arăt cum ud ardeii, de jos în sus. Ok. Trecem mai departe, și anume substratul de la Agro, semănat și înmulțire. Sacul acesta îl am din vara, toamna trecută. Îl luasem inițial pentru niște butași de buxus, care s-au comportat foarte bine. Conține acest substrat, acest pământ și activator de înrădăcinare, fără patogeni și leagă bine apa. Acum, fără patogeni, n-am avut probleme. Buxușii s-au prins foarte bine și leagă bine apa. Într-adevăr, am văzut că face acest lucru și e un foarte, foarte mare avantaj. Deci scrie semănat și înmulțire. Un sac din ăsta de 10 litri e undeva la vreo 10 lei. Găsiți pe la magazinele de bricolaj sau supermarketuri. Haideți să trecem efectiv la treabă. Ok, avem tăvița cu găurile. Punem jos. Și apoi. Așa arată substratul.
ce îmi place la acest substrat, de ce vi l-am arătat? Ei bine, rămâne foarte, foarte afânat. Deci chiar dacă îl strâng cât de mult pot, el este ușor umed, se desface. Am pus pământ la nivel, da? Efectiv l-am pus la nivel. De ce vă recomandam acest substrat? Semințele pentru a germina au nevoie de 3 factori. Sau mă rog, 3 factori sunt foarte importanți, și anume umiditate, temperatură și oxigen. Gândiți-vă că dacă folosim, de exemplu, un sol din grădină, un sol greu, care tinde să se taseze, acesta va reține foarte multă apă și apa va înlocui oxigenul din substrat, nu va mai circula aerul. Ceea ce va duce sau va crește probabilitatea ca sămânța să nu germineze sau chiar dacă începe să germineze, să moară, să putrezească. Așadar, cu acest substrat, de a vi-l recomanda, acoperim partea de apă și de oxigen. Bun, după ce l-am pus la nivel, cu 2 degete, îl tasez. Tasez, vorba vine, că el tot afânat rămâne. Așa, voi face pentru fiecare alveolă în parte. Ok, după ce am făcut acest lucru, udăm bine. După ce am udat, trecem în partea cu semințe. În fiecare alveolă vom pune o singură sămânță. Puteți să puneți și mai mult, în cazul în care nu se sigur de calitatea semințelor și de germinația lor. După ce am așezat semințele, venim cu stratul final. Semințele nu trebuie să fie îngropate foarte mult, jumătate de centimetru, cam atât au și la mine. Un centimetru, să zicem, maxim. Adâncimea de semănat este dată de mărimea seminței. O sămânță mică, ca de exemplu cea de salată sau de morcovi, să fie cât mai aproape de suprafață. Puteți să vă produceți răsaduri pentru aproape orice legumă. Spun aproape orice, pentru că rădăcinoasele cu rădăcina pivotantă, gen morcovi, păstârnac sau pătrunjel de rădăcină, de obicei la transplantare există șansa foarte mare să se rupă. Așa, am terminat și mai udăm încă o dată. Udăm bine. Acum avem capacul și tăvița. Alveolele le punem în tava mare și capacul vine peste. Țin capacul până în momentul în care încep să răsară. Capacul ajută la păstrarea umidității, deci am udat acum și până după ce răsar nu mai ud, nu mă mai amestec la ele, dar ajută și la menținerea unei temperaturi mai mari. Răsadurile eu le țin în geam, pe pervazul geamului, un geam destul de mare cu expunere sudică, astfel încât să fie lumină cât mai mare și soarele bate prin geam, ajută mult. Dacă aveți și calorifer la geamul unde le veți pune, va fi și mai ok, mai ales în cazul ardeilor și vinetelor. Ok, cu asta am terminat. Acum am rămas să vă spun partea cu udatul. De ce am dat mai multe găuri și la ce ne ajută această răsatniță pentru udatul pe viitor. După ce au răsărit, capacul l-am luat și l-am pus în interior. Și acum, când îi ud, nu îmi place să știu că există multă umiditate
la suprafață. Umiditate și căldură înseamnă boli. Vreau să previn acest lucru. Și atunci, cum îi ud eu? În tava principală, dau capacul la o parte, pun apă, pun apă să fie cam de un deget, iau tava și o las în apă. O las cam 30 de secunde, nu mai mult, poate chiar și mai puțin, ca să ne dăm seama câtă apă au tras. Ridicăm tăvița și vom vedea că se îngreunează foarte tare. Asta înseamnă că a absorbit foarte multă apă. Nu trebuie să exagerăm, să lăsăm să băltească. Luăm capacul. Scoatem tăvița după ce a tras apă. O punem în capac. Restul de apă o aruncăm. Și acum punem din nou tăviță în tăviță. Lucrăm curat. Pe partea de stropiri am două variante. Previcur pentru, sau împotriva căderii plântuțelor. Previcur sau merpan folosesc. Previcur este sistemic, adică pătrunde în plantă unde teoretic ar trebui să reziste până la 3 săptămâni. Sau merpan, care este un fungicid de contact, tot împotriva căderii plântuțelor, care ajunge și pe plantă, dar și pe substrat. Este foarte simplu, dacă avem lucrurile necesare și ne axăm un pic pe calitate, adică substrat, semințe și tăvițe. Sunt trei lucruri. Mai departe, temperatura și lumina, aia ne adaptăm la ce avem în casă, la poziționarea geamurilor, a caloriferilor și așa mai departe. Asta a fost, vă doresc spor și până data viitoare, numai bine!